După primele ore ale dimineții, foarte greu mai vezi vreun exemplar de la Zoo Bukov. Aproape toate animalele s-au refugiat în căsuțe sau printre copaci, din cauza căldurii excesive. Angajații zoo încearcă să le asigure confortul termic prin schimbarea frecventă a apei și prin creșterea cantităților de fructe și de legume. Au venit căldurile din ce în ce mai mari și se pare că or să vină și mai mari. Cum protejați animalele de la Zoo Bukov? Da, au început căldurile mari. Dar încercăm să ne facem treaba, să le asigurăm condiții cât mai bune de trai și noi avem serviciu de permanență care tot timpul le schimbă apa animalelor, le pune apă de câte ori este nevoie, le-a mărit rația de fructe și legume, care este alimentul de bază în momentul de față, și încercăm să le asigurăm condiții cât mai bune pentru a trece peste aceste călduri. Spuneați că dacă o să se atingă temperaturi de 40 de grade, atunci va fi într-adevăr o problemă. Da, într-adevăr este o problemă dacă sunt temperaturi de aproape 40 de grade, pentru că devine în pădure, aerul devine sufocant și atunci automat trebuie să vedem cum ne gospodărim ca să le fie cât mai bine. Păi ce măsuri veți lua atunci? Ați mai trecut prin astfel de momente, bănuiesc că... Da, am trecut prin astfel de momente, ne-am gândit ca anul ăsta să cumpărăm ceva aspersoare ca pe timpul zilei în țărcurile animalelor să le punem ceva aspersoare, să facă ceva vapor de apă, să poată să stea să aibă un pic răcoare. Ați văzut aspersorul, dacă împrăștie, unele animale intră sub el și se răcorește. Cei mai afectați de căldură sunt renii, pe care nu-i vezi deloc afară și care nu reușesc deloc să se resemneze cu temperaturile extrem de ridicate pentru ei. În rest, toate celelalte animale, chiar și tigrul siberian, pare să se fie adaptat excelent condițiilor climatice de la noi.